După masiva alunecare de teren din Papua Noua Guinee, bilanțul morților a ajuns să treacă de 300 de persoane. Totodată, peste 1000, peste 100 de case au fost îngropate de dezastrul care a făcut una cu pământul, un sat izolat din nordul statului aflat în Pacificul de Sud. Dezastrul a lovit în timpul nopții un sat din provincia Enga aflat la aproximativ 600 km nord-vest de capitala Port Moresby și a îngropat peste 300 de persoane și 1182 de case. Un bilanț anterior vorbea de 100 de morți. În același timp, mai mult de șase sate au fost afectate de alunecarea de teren. În altul comisariat al Australiei din Port Moresby se află în strânsă legătură cu autoritățile din Papua Noua Guinee pentru evaluări despre amploarea pagubelor și a victimelor. În timpul operațiunilor, patru cadavre au fost recuperate după ce echipele de urgență au ajuns în zona slab populată, iar autoritățile se așteaptă ca bilanțul victimelor să crească. Alunecarea de teren a blocat accesul pe autostradă, ceea ce face ca elicopterele să fie singura modalitate de a ajunge în zonă. Imagini postate pe rețelele sociale au arătat oameni care se cățărau pe stânci copaci dezrădăcinați și mormane de pământ în căutarea supraviețuitorilor. Prim-ministrul țării a declarat că oficialii responsabili de dezastre, forțele de apărare și departamentul de lucrări și autostrăzi au contribuit la eforturile de ajutorare și recuperare. Cu 10 milioane de locuitori, Papua Noua Guinee este cea mai populată țară din Pacificul de Sud după Australia, care are 27 de milioane de locuitori. ¡Gracias